Ne bucurăm că v-ați întors înapoi să studiem cartea Luca, partea 1. În această lecție vom continua să studiem despre Domnul Iisus Hristos. Este un subiect extraordinar, o veste nemaipomenită. Iisus Hristos s-a născut. Cine este Iisus Hristos? Vom învăța în lecția de astăzi. Cât de mult iubește El omenirea? Și când a venit în lumea noastră, ne-a adus o veste minunată, de care aveam nevoie. El este Mântuitorul nostru. În lecția de astăzi, care este lecția a doua, și așa cum v-am învățat și înainte, eu mi-am aici niște notări, dar vreau să vă spun că e foarte important să citim introducerea, pentru că aici ne arată subiectul care este desfășurat în lecția respectivă. Ne ajută să ne concentrăm într-o anumită direcție, pentru că atunci când studiem Biblia, vrem să vedem ce ne vorbește despre Dumnezeu, Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Acum, noi în lecția trecută am făcut studiul ca o privire de ansamblu a capitolului 1 și foarte importante sunt cele patru versete de la început care ne introduc în subiectul cărții Luca. Și la versetul 4, care este o recapitulare, este versetul cheie. El scrie, cine? Luca. Cui scrie? Lui Teofil, un om ales, da, așa îl descrie, care cunoaște scripturile și spune așa, scriu în șir una după alta ca să poți cunoaște astfel temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. În această lecție urmează să vedem evenimentele una după alta și acum punem întrebarea. Care au fost evenimentele pe care sunt două mari evenimente în lecția 1? Și aceste două evenimente ne arată, de fapt, vestea nașterii lui Ioan și vestea nașterii Domnului Iisus în capitolul 1, care sunt extraordinare pentru că Dumnezeu vorbește poporului său și a întrerupt tăcerea aceea din cauza că poporul nu a ascultat de Dumnezeu. Dumnezeu le-a vorbit și ei s-au răzvrătit. Noi nu vrem ca să ne răzvrătim, vrem să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și ce minunată veste a adus Domnul încă din capitolul 1 ne spune că se va naște Ioan, care va pregăti calea Domnului și în lecția de astăzi va fi mai concret acest lucru și această veste bună a dus-o cui? Cui a dus-o? Lui Zaharia, că el va naște un fiu. Unde era el? În templu, slujea lui Dumnezeu. S-a rugat ani de zile, Dumnezeu i-a răspuns și astfel primește această veste. În același capitol ne vorbește cum Dumnezeu, prin îngerul său, vorbește Mariei și va spune că va naște un fiu care este fiul celui preanalt. Și astăzi să mergem la această lecție minunată și anume, vi s-a născut Iisus Hristos Mântuitorul. Aceasta este tema lecției noastre. Scopul lecției noastre este ca să înțelegem că este un mesaj extraordinar. Prin venirea Domnului Iisus a venit mântuirea în lume. Și Domnul Dumnezeu, în dragostea Lui cea mare, a trimis pe Fiul Său să ia chip de om ca, prin felul acesta, să simtă cu noi, dar planul lui Dumnezeu era ca El să moară pentru păcatele mele și pentru păcatele tale și astfel să devină Mântuitorul nostru.
Accentul în lecția aceasta și scopul acesta este cum această veste a fost adusă de îngeri pentru omenire, cui s-a arătat, de ce a făcut acest lucru, ce vrea să ne învețe Domnul, ce au făcut acești oameni care au auzit vestea bună despre Iisus și ce trebuie să facem noi. Ioan, am văzut în capitolul 1 că el s-a născut înainte de Domnul Iisus în ordinea cronologică și ca și fiu pe pământ. În capitolul 3 vom studia capitolul 2 și capitolul 3 din Evanghelia lui Luca. De aceea, prima vom pune o întrebare: ce învățăm despre vestirea nașterii și cine este Iisus? Și al doilea subiect: cum Ioan pregătește calea Domnului? Să deschidem la capitolul 2 și să răspundem întâi la prima întrebare și pe parcurs vom înțelege mai bine aceste informații concrete despre lucrarea lui Dumnezeu în vestirea celui care s-a născut. Iată că la capitolul 2 spune că a venit vremea și ne spune pe ce vreme, că a ieșit o poruncă de la Cezar August ca să se înscrie toată lumea și această înscriere trebuiau să facă toți, spune la versetul 3, iar la versetul 4 spune că Iosif împreună cu Maria s-a suit și el din Galileea în cetatea Nazaret ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită ce? Betleem. Și Betleem, am avut în lecția noastră, e foarte important, pentru că era din casa și din seminția lui David. Deci fiecare trebuia să se ducă acolo. De ce s-a întâmplat exact în vremea aceasta? De ce acum trebuia să meargă la Betleem? Pentru că profeții au spus că tu, Betleeme, nu ești cea mai neînsemnată. Ești, dar ceva se va întâmpla. Cine? Iisus Hristos se va naște acolo. Și anunță această trecere a Mariei, plecarea lor, călătoria lor și iată că atunci când ajung, ce se întâmplă? Pe când era ei acolo, s-a întâmplat vremea, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Și în primul vestea naștere, ce spune? Maria a născut pe fiul, și e cu, da? Pe fiul ei, cel întâi născut. L-a înfățișat în scutece, l-a culcat într-o iestre, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru el. Acest lucru s-a întâmplat pentru că Dumnezeu a vrut să se arate în atotputernicia lor, a lui, că el ce spune se împlinește. A fost vestit, da, acest lucru. Și la versetul 12, când îngerii spun păstorilor, iată semnul după care îl veți cunoaște, veți găsi un prunc înfățișat în scutece și culcat într-o iesle. Și la versetul acesta vedem că cuvântul semn se referă locul unde îl vor găsi pe cine? Pe Domnul Iisus. Nu spune un om mare, are o coroană așa, ci un copilaș. Și arată ce fel de copilaș, care e înfășurat în scutece, și într-un loc neobișnuit, într-o iesle. Deci arată smerenia în mijlocul unui staul, Domnul Iisus s-a născut. El care a lăsat cerul și toată strălucirea aceea, a ales aceasta ca să se nască. În versetul 34, foarte interesant, iar este cuvântul semn și spune: Simeon a binecuvântat și a zis Mariei, mama lui, iată copilul acesta este
rânduiți spre prăbușirea și ridicarea multor în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Deci vedem aceste două versete care vorbesc despre semn. În prima ocazie spune că este un semn ca să-l cunoașteți, să știți cine este. Ce mai învățăm? Și Duhul Sfânt era peste el, peste cine? Peste Simeon. Și versetul 26, Duhul Sfânt l-a înștiințat că nu va muri până nu va vedea, ce învățăm despre Iisus Hristos la versetul 26, că El este cine? Hristos Domnul. El a venit la templu și iată ce vorbește el despre Domnul Iisus, la versetul 28. L-a luat în brațe, gândiți-vă, era un copil, da? Și Duhul Sfânt i-a arătat cine este acest copil. A binecuvântat pe Dumnezeu și a zis, slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău. Iar expresia care? După cuvântul tău, căci am văzut cu ochii mei mântuirea ta. Deci, copilul în brațe, ce vede el? După cuvântul tău s-a împlinit promisiunea. Cel care a venit, care este cine? Mântuirea ta, trimisă pentru noi. Chiar sufletul tău, vorbește cui? Lui Maria, va fi străpuns de o sabie ca să se descopere gândurile multor inimi. Deci unii sunt împotrivă, unii vor primi această veste. Deci vedem, Simeon aștepta venirea Domnului, a recunoscut pe pruncul acesta, pruncul, da? Care a venit la templu, mânat de Duhul lui Dumnezeu, luminat de Duhul lui Dumnezeu, că El este un sol al legământului, Domnul Iisus. Acum vedem la versetul 36 că ne vorbește despre altcineva. Vestea aceasta a nașterii lui este descoperită cui? Lui Ana, o prorociță care era în vârstă, vedem că este din seminția lui Asher, și o femeie care așteaptă, tot așa, la vârsta de 84 de ani, i-a rămas văduvă din tinerețe și dorința ei cea mai mare a fost ce? Să aștepte mântuirea lui Israel. Și iată că Dumnezeu îi oferă această mare bucurie ca ea să-L vadă pe Domnul Iisus și ce face ea? Laudă pe Dumnezeu, vorbește despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea lui Israel. Aceste persoane, ne uităm, au ceva în comun. În primul rând, așteaptă mântuirea lui Israel, cunosc cuvântul despre Iisus Mesia, recunosc pe Iisus Mesia, că El este Mântuitorul așteptat. Și ce mai vedem despre, prin mărturia lor, toți spun că El este Mântuitorul și toți cântă laudă și slavă lui Dumnezeu. Păstorii au cântat, Simon a cântat, Ana a cântat și așa cum au spus îngerii, este o mare ce? Bucurie. Deci vestea aceasta a adus o mare bucurie între oameni și laudă la ce? La adresa lui Dumnezeu. Vestea mântuirii, vestea că Iisus este solul legământului și noi suntem în legământ, cei care am primit pe Iisus, trebuie să aducă în inima noastră ce? Laudă lui Dumnezeu și o mare bucurie. După ce avem această veste extraordinară, îl vedem pe Domnul Iisus crescând, da? Ne vorbește de la versetul 39 la versetul 40,
vedem maturizarea acestui prunc, care acum devine un copil, care încet, încet crește și spune așa: pruncul creștea și se întărea și era plin, la versetul 40, de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era peste el. Ce lucru extraordinar și minunat! Să ne arate creșterea fizică și maturizarea lui în înțelepciune și harul, relația cu Tatăl Ceresc. Și vedem că ne arată ocazia aceasta ce praznic era acum. Era praznicul Paștelor, o sărbătoare la vârsta de 12 ani. Și noi în lecția noastră am avut să ne uităm ce înseamnă praznicul Paștelui, da? Și unde scrie despre acest lucru, unde scrie la Exodul. Ce semnifica, ce sărbătoare era această sărbătoare foarte importantă și care era motivul sărbătorii? Ce trebuia să le aducă aminte poporului Israel ori de câte ori ei veneau la această sărbătoare? Că au fost salvați din robia care au fost în Egipt. Și pentru aceasta a trebuit să sacrifice un miel, da, care trebuia să pună sângele pe ușiori și familia lor, copilul lor era salvat. Iată că acum s-a născut cine? Iisus. Și noi am avut aici întrebare, ce înseamnă semnificația sărbătorii Paștelui pentru Biserica lui Hristos? Ce înseamnă? Ce ați aflat? Deci, vedem că mielul, cine este mielul care a venit în lumea noastră și ce lucru extraordinar s-a întâmplat. La 1 Corinteni, capitolul 5, la versetul 7, scrie așa: măturați aluatul cel vechi, exact cum trebuia să fie atunci, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat. Căci Hristos, cine e Paștele? Hristos, Paștele nostru, a fost ce? Jertfit. Deci, cine este Hristos? Mielul, da? Care a fost jertfit. Să prăznuim acest praznic, da? Praznic nu cu un aluat vechi, ci cu un aluat, nu cu răutate, nu cu viclenie, ci cu adevăr. Deci, cine este Hristos? Pentru că despre El vorbim acum, El este Paștele nostru. Nu întâmplător arată evenimentul acesta când la 12 ani Domnul Iisus se duce la Ierusalim cu părinții Lui, ne arată un eveniment, că părinții se duc cu grupul, după aia văd că El nu e, se întorc înapoi și unde îl găsesc pe Iisus? Și important e ce zice El. Ce zice Iisus? Că eu sunt în casa Tatălui meu. Mărturisind că cine este Tatălui, sau pe de-o parte și pe de altă parte se face, arată dumnezeirea Lui, da? Și astfel, părinții se gândesc, iarăși vedem Maria păstra această frază, se repetă, toate cuvintele acestea în inima ei. Și iarăși vedem, versetul 52, Iisus creștea înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut cui? Lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Deci, în capitolul 2, începe cu vestirea mesajului Iisus Mântuitorul se va naște, cum oamenii care au auzit vestea sunt foarte bucuroși, sunt foarte pregătiți și bucuria lor este foarte mare că au văzut că s-au împlinit profețiile, s-au împlinit ce spune Scriptura. Și acum să trecem la capitolul 3, pe de altă parte am mai avut o întrebare, de ce Dumnezeu a ales să se arate la oamenii ăștia?
Acum, Dumnezeu nu face favoritism, noi gândim cu favoritism, dar Dumnezeu începe de la cei mai simpli. Nu vrea să evite pe nimeni. Și vedem această frumusețe, cum se apropie de toate categoriile de oameni și în mod deosebit în ce privește vestea aceasta de oamenii care l-așteptau. Foarte frumos. La capitolul 3, vedem din această frumoasă veste că Iisus e Mântuitorul, vedem participarea celui care s-a născut înaintea lui, Ioan. La versetul 3 zice: Ioan a venit prin tot ținutul din împrejurimile Iordanului și propovăduia botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor. Deci, ni-l introduce, mergem la al doilea subiect, ca să vedem cum Ioan pregătește calea Domnului. Oare am mai învățat noi în lecția trecută ce avea să facă Ioan? A spus Domnul despre el? Da. Încă de la naștere, spune lui Zaharia și Elisabeta, cine va fi acest copil? Da? Pentru că pruncul acesta, și la versetul 7-6, Zaharia spune: tu, pruncule, vorbind despre Ioan, vei fi chemat prorocul celui prea înalt, căci vei merge înaintea Domnului ca să pregătești căile lui. Deci, important să ne aducem aminte ce a spus, am învățat în lecția anterioară, că de la început, Dumnezeu a anunțat chemarea lui Ioan, care a spus-o părinților lui, că Ioan va fi cel care va merge înaintea Domnului și va pregăti căile lui. Versetul 7-7 la capitolul 1 spune: și să dai poporului său, poporul cui? Lui Dumnezeu, poporului Israel, cunoștința mântuirii care stă în ce? Iertarea păcatelor. Ca să lumineze pe cei ce zac în întuneric și în umbra morții și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. Ce au spus îngerii? O veste bună care va aduce bucurie și pace pe pământ. Pentru cei care erau în întuneric, versetul 79, în umbra morții. Ce va aduce Dumnezeu prin vestea aceasta minunată? Pace. Și acum ne întoarcem înapoi la capitolul 3 și vedem care este mesajul lui Ioan. Propovăduia ce? Botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor, botezul pentru iertare, și aici ne-a spus că să aibă cunoștință de mântuire care este pentru iertarea păcatelor. Un rol deosebit, să înțeleagă. Versetul 4. Cum este scris, din nou, de la Isaia: iată glasul celui ce strigă în pustie. Cine este glasul celui care strigă în pustie? Unde era Ioan? Pregătiți calea Domnului, ce? Netăziți-i cărările. Orice vale va fi astupat, orice munte, orice deal, și ce ne spune? Căile strâmbe vor fi ce? Îndreptate. Deci, calea Domnului trebuia să fie pregătită ca oamenii să înțeleagă mântuirea care vine prin Domnul Iisus. Și orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu, spune la versetul 6. Ioan zicea doar noroadele. Și aici avem mai multe categorii am avut de oameni și să vedem ce fel de oameni. Nu vă apucați să ziceți în voi înșevi: avem pe Avram ca tată, ca să vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiii lui Avram. De ce spune acest lucru? Versetul 9. Securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor.
Deci, de ce a fost securea la rădăcina pomilor? Ceva era cu pomii ăștia. Ce spune aici? Orice pom care nu face ce? Rod bun. Este tăiat și aruncat în foc. Noroadele au înțeles ceva. Îl întrebau ce trebuie să facem. Și această întrebare se va repeta. Deci cer sfatul. Ce trebuie să facem? Deci mesajul lui provoacă pe oameni să gândească și în primul rând arată, nu e rod, trebuie tăiat, curățit. Drept răspuns, ce le-a spus? Cine are două haine, să dea împrumut, cine are de mâncare, să facă la el. Și au venit. Ce categorie? Uitați, cine a venit primii? Vameșii, da? Să fie ce? Botezați. Iar pun și ei întrebarea. Care întrebare? Învățătorule, ce trebuie să facem? Să nu cereți nimic mai mult peste ce vi s-a poruncit să luați. După aceea, ce categorie vin? Versetul 14. Ostașii îl întrebau și ziceau, dar noi ce trebuie să facem? Deci observați cum oamenii prin mesajul lui sunt cercetați, da? Și întreabă, ce să facem? Nu stoarceți nimic de la nimeni, nu prin amenințări, nu învinuiți pe nedrept, ci mulțumiți-vă cu lefurile voastre. Fiindcă norodul era în așteptare și toți se gândeau în inimile lor, ce cu privire la Ioan? Dacă nu cumva Ioan, deci oamenii erau, nu cumva Ioan e Hristosul. Și aici vedem frumusețea și aceasta iară face parte din pregătirea drumului sau căii pentru ca să audă mesajul lui Hristos. Ce spune Ioan la această întrebare? Ioan, drept răspuns, le-a spus, cât despre mine și arată diferența, da? Eu vă botez cu ce? Cu apă. Dar vine acela, cine este acela? Și aici putem să punem la prima rubrică, cine este? Ce mărturisește Ioan? Putem și acolo și acolo. Ce spune Ioan despre el? Eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor, dar el vă va boteza, deci diferența. Eu vă botez cu apă, el vă va boteza cu ce? Cu Duhul Sfânt. Deci cine este Iisus? Da? Care iartă păcatele, care botează cu Duhul Sfânt, da? Și ce mai face? Și va curăți aria cu desăvârșire. Își va strânge greul în grinare, iar pleaba o va arde într-un foc. Și acum noi în lecția noastră am studiat despre cuvântul care. Și care a fost întrebarea? Ce înseamnă botezat cu ce? Cu Duhul Sfânt și cu foc. Și la ce concluzie am ajuns noi, după ce ne-am uitat în textele pe care le-am avut, și care e contextul de aici? Care e contextul în ce privește botezul cu Duhul Sfânt și botezat cu foc? Deci, cine sunt cei care sunt vrednici să fie botezați cu Duhul Sfânt? Ce am ajuns? La ce concluzie am ajuns? Unii consideră că boteza cu foc e un lucru bun. Dar noi ce am văzut aici? În ce context este cuvântul folosit de foc aici? Începând chiar cu a pus la rod, la securea, la rădăcina pomilor și să-i arunce unde? În foc. Deci ce este? E vorba de pedeapsă, de judecată, da? Și acum noi știm că cine este cel care va judeca, da? Deci Dumnezeu are planul lui, el este cel care va da verdictul și dar Domnul Iisus va face judecata, da? Și am văzut că în contextul acesta botezul cu Duhul Sfânt este pentru cei care cred, care îl urmează pe Domnul Iisus, iar cei care cu foc este judecata care îi va aștepta pe cei care resping.
Deci unii primesc mesajul, alții resping mesajul. Cei care primesc mesajul și noi știm prin credință, vor primi Duhul Sfânt și cei care resping mesajul, ce se va întâmpla? Vor fi judecați, da? Deci am înțeles această expresie, a boteza, a se identifica cu Domnul Iisus. Ceva se întâmplă, astfel propovăduia Ioan norodului Evanghelia, vestea bună, și îi îndemna cu multe învățături, da? Dar Ioan are probleme. Care sunt problemele lui Ioan? Pentru că el mustră pe nevasta fratelui lui Filip și pentru toate relele pe care l-a făcut pentru Irodiada, el este închis în temniță de Irod. Deci vedem că, îndemnat de soția lui, Ioan este închis. Dar se întâmplă un lucru extraordinar la versetul 21, după ce venea și am văzut noroadele, veneau și am văzut ce fel de oameni și cine mai vine la Ioan să fie botezat? Cine? Iisus. Ce s-a întâmplat la acest eveniment? Ce învățăm aici la Iisus? Noi, vă aduceți aminte, prima oară ne spune la versetul 52 din capitolul 2 că el era tot mai plăcut înaintea Domnului, da? Și aici ce spune Dumnezeu la botez? Ce spune? Un glas din cer s-a auzit. Ce spune? Tu ești fiul meu prea iubit. În tine îmi găsesc ce? Acolo spune, era tot mai plăcut. Aici ce zice? Toată plăcerea mea. La ce vârstă a fost acest lucru? Iisus avea cât? 30 de ani, când a început să învețe pe norod. Deci, vedem această lucrare deosebită pe care am văzut-o în capitolul 2 și 3, cum vestea nașterii Mântuitorului este o veste prin care au fost vizitați mai multe grupări de oameni, da? Și această veste că Iisus s-a născut, asta e ca o concluzie, a adus închinare lui Dumnezeu. O închinare de laudă la adresa lui Dumnezeu și o bucurie între ei și pace. Vedem că creșterea pruncului în copilăria lui, el toată viața a vrut să placă cui? Lui Dumnezeu. El a venit în lumea noastră să împlinească planul lui Dumnezeu și la botez Dumnezeu, vocea din cer, spune: îmi găsesc toată plăcerea mea și un lucru foarte important, tu ești fiul meu, prea iubit. Ioan este cel care pregătește calea Domnului. Ioan este un slujitor smerit, care tot mesajul și tot ceea ce vrea este să arate spre mântuirea care va veni prin Domnul Iisus. Eu vă botez cu apă, dar El vă va boteza cu Duhul Sfânt. El poate schimba viața voastră. Eu sunt smerit. Slujirea Lui este un exemplu de laudă la adresa lui Dumnezeu, cum El și-a înțeles chemarea și slujire cu dedicare până la sfârșit. În această lecție vedem cuvântul care El îl spune, Ioan, este pocăință, pocăință, pocăință. Ce înseamnă pocăință? Este o schimbare a minții care duce la o schimbare
a direcției. Dumnezeu, de-a lungul veacurilor, începând de la Ioan, cheamă pe oameni la pocăință. Cheamă pe creștini la pocăință. Ori de câte ori greșim, ce trebuie să facem? Să ne întoarcem la Dumnezeu, dar și ce trebuie să mai facem? Să ne lăsăm de păcatele noastre, pentru că fraza aceasta e foarte importantă și acum facem aplicare. Faceți roade vrenice de ce? De pocăință. Și cuvântul acesta este foarte important. Faceți roade, la versetul 8 spune, capitolul 3, vrednice de pocăință. Nu-i suficient să... Ei veneau la Ioan, să duc, lumea merge la templu, fac toate aceste lucruri, dar ce trebuie să se vadă? Pocăința ce trebuie să aducă? Roade. Și se uită Dumnezeu, Domnul Iisus, știu că noi care primim pe Domnul, El ne schimbă viața, ne schimbă direcția și El lucrează în noi roada Duhului. Dar dacă nu sunt roade, ce face Domnul? E o întrebare. Ce face Domnul dacă nu e roadă? Pentru că ne iubește, ce face? Taie, curăță, pentru că El dorește ca să aduce roade. Nu ca să ne distrugă. Sigur, acum, dacă aici spune că aduce un pom, aduce nucă, n-aduce roade. Ăsta aduce roade cum? Rele, da? Și el respinge mesajul. Dar, pentru cei care sunt copiii lui Dumnezeu, ce trebuie să înțelegem? Că pocăința noastră, viața noastră, mântuirea care am primit-o, este vizibilă în schimbarea vieții noastre. Și aceasta, de restul vieții, să facem roade de vrednice de pocăință. Caracterul nostru, să lăsăm pe Dumnezeu ca să-L schimbe, să ne dăm noi la o parte și să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze în viața noastră. Cum lucrează Dumnezeu în viața ta? Îl lași tu pe Dumnezeu să lucreze? Sau ești așa de orbit de tine însuți, de ce grozav ești, ce nemaipomenit, și ai uitat că cel care curăță poate să te curețe. Dacă tu nu te vezi, pentru că te iubește, El vrea ca tu să devii după chipul și asemănarea Lui. Prezența Lui în viața ta, El vrea să lucreze în viața ta și în viața mea. De aceea să luăm în serios cuvântul lui Dumnezeu. Toți oamenii care au primit cu bucurie mântuirea, așa cum vedem în capitolul 2, toți au așteptat cu bucurie să se împlinească cuvântul. Noi să așteptăm cu bucurie ca cuvântul lui Dumnezeu, care este însăși persoana Lui, să vină în viața noastră și să-și împlinească ce? Voia în viața noastră. Ce zice Dumnezeu despre tine? Când s-a uitat la Iisus, ce a spus? El este Cel care îmi găsește toată plăcerea. Își găsește Dumnezeu plăcere când se uită la viața ta? Și asta să ne punem întrebarea fiecare în parte. Este o întrebare foarte serioasă. Dar dacă o neglijăm, cine credeți că va suferi? Dumnezeu dorește să dorim noi să împlinim cuvântul lui Dumnezeu ca să fim plăcuți Lui. Domnul să ne ajute la aceasta.